Concurs de robotică la Casa Tineretului în perioada imediat următoare. În cadrul competiției care se desfășoară în premieră la Drobeta Turnul Severin vor participa concurenți din 10 județe. Proiectul va avea două evenimente principale, concursul de robotică și concursul de electronică. Proiectul presupune două concursuri, un concurs de robotică și un concurs de electronică. Cine poate participa la acest concurs? Concursul se adresează elevilor din preuniversitar. Și la concursurile de robotică și la cele de electronică pot participa elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal. Ce se va întâmpla concret la concurs? Concret. Concursurile de robotică sunt de mai multe tipuri, și anume concursuri de urmărire a linii, concursuri de dragstere, de mini-sumo, de micro-sumo, tribot, freestyle. Deci sunt mai multe tipuri de concursuri. Concursul a putut fi posibil datorită finanțării primite din partea primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin. Robor s-a dovedit a fi una dintre modalitățile de dezvoltare a activităților specifice roboticii. Acest concurs vrea să integreze cunoștințe din domeniul matematicii, științei și tehnicii. Este prima ediție a concursului SEVTEC, care se va desfășura în perioada 18-21 iunie la Casa Tineretului. Acest concurs s-a putut finanța cu ajutorul primăriei. La el vor participa concurenți din 10 județe. De unde necesitatea lui? Necesitatea, știm că tehnologia este din ce în ce mai avansată și cred că este necesar ca și orașul și județul nostru să se dezvolte. Cei care vor reuși să se remarce în cadrul concursului de robotică vor fi răsplătiți cu premii, care vor consta în kituri de robotică. Proiectul SEVTEC are ca scop de a promova robotica în rândul elevilor din România prin intermediul competițiilor de robotică.